Alba Iulia a fost printre primele orașe din Transilvania în care a fost înființat un muzeu la sfârșitul anilor 1800. Inițiativa a fost coordonată de Societatea de Istorie, Arheologie și Științele Naturii și s-a materializat în 1888. Misiunea organizării muzeului i-a revenit lui Adalbert Cerny, primul său custode și, ulterior, director. Inițial, a funcționat în grădinița de copii din apropierea bisericii din cartierul Lipoveni. La 1900, muzeul a fost mutat în clădirea grădiniței din cartierul Maieri, care avea 5 camere. Colecțiile au prins contur mai ales din donații venite de la arheologi amatori sau instituții, precum și de la Biblioteca Batianeum. Piesele de rezistență erau, în primul rând, sculpturile și inscripțiile romane descoperite la Apulum. Vizitatorii puteau vedea însă și exponate preistorice, post-romane sau medievale. Începutul primului război mondial și moartea lui Adalbert Cerny în 1916 au dus muzeul în pragul închiderii. O parte dintre colecții au luat mai apoi drumul Budapestei. După război, muzeul a continuat să funcționeze în această clădire sub denumirea de Muzeul Etnografic până în 1929. Este anul în care a fost inaugurat Muzeul Unirii într-unul dintre pavilioanele ansamblului Catedralei Încoronării. În zilele noastre, Muzeul Național al Unirii funcționează în fostul Palat Babilon, pe strada Mihai Viteazul. În clădirea din cartierul Maieri, în care a activat Muzeul Orașului, funcționează acum Școala Generală Avram Iancu.